La vârsta de 4 ani, Livia Kessler a fost deportată de autoritățile române împreună cu părinții ei în Transnistria, unde a stat timp de un an și jumătate. Alți membri ai familiei au fost deportați la Auschwitz. Perioada petrecută într-un lagăr de exterminare și tragedia familiei au marcat-o pe Livia pentru toată viața și și-au pus amprenta pe creația ei artistică. Eu sunt născut într-un sat, sat mic, 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 care se cheamă Bucium, în Transilvania. Părinții mei au trimis pe fratele, sora și toată familia mea acolo, la bunici, crezând că acolo nu o să vină hitleriștii. Și de acolo i-au luat pe toți în Auschwitz. Asta e partea și mai gravă a vieții mele. În activitatea sa artistică, doamna Kessler s-a confruntat în două feluri diferite cu moștenirea Holocaustului. Primul constă în redarea durerii și a tristeții pe care suferința personală și tragedia familială i le-au lăsat în suflet. Am pictat foarte multe picturi extrem de triste, mai mult schematic, poate nu toată tragedia, poate într-un fel trecute prin estetică, adică și în tragedie n-am vrut să uit de estetică și să fie numai tragedia crudă. Cu toate acestea, nici în viața personală și nici în creația artistică, Livia Kessler nu s-a lăsat copleșită de durere, ci a căutat liniștea sufletească și o viziune optimistă asupra vieții. Am încercat să pun și în viața mea să mă apropie de lucruri vesele și de aceea am sărit mai mult cu patos să pictez flori și peisaje din Transilvania și locuri liniștite, cum este această pictură, o casă liniștită, n-au de războaie, n-au de Holocaust. Și asta am încercat cât se poate de natural, natural, fără prea multe efecte tehnice, ci din spontaneitate și din sentiment, din suflet. Doamna Kessler, care activează de 20 de ani în cadrul Asociației Artistice Culoarea în Natură, a reușit să trezească interesul față de România al pictorilor israelieni, care se inspirau cu precădere din peisajele Austriei și Elveției. Am organizat o excursie de vreo 9 zile și ne-am dus să vedem România, bineînțeles în grabă, 9 zile nu-i destul, și le-a plăcut enorm, pentru că am avut grijă să le pun părțile culminante încât se poate într-un timp foarte scurt. Primul contact cu posibilitățile oferite de România a fost urmat de încă o excursie de creație artistică, în cursul căreia au fost stabilite și legături cu pictorii români. Și am pictat enorm de mult cu toții peisaje din România și acolo ne-au primit foarte frumos, am făcut legătură cu centre culturale de la Brașov, de la Piatra Neamț și au făcut și o mică expoziție în fiecare loc. Experiența românească a Asociației Culoarea în Natură s-a concretizat prin expoziția găzduită de Institutul Cultural Român, iar doamna Kessler speră să promoveze în continuare potențialul României ca sursă de inspirație pentru pictorii israelieni. Eu am vorbit aici la Centrul Cultural că aș vrea să se expună ceea ce am pictat în România, vrând pe acești israelieni să-i apropie de România. În primul rând că este aproape de Israel, încă este mult mai ieftin ca în altă parte și în afară de asta sunt peisaje superbe.